Cum crezi că va fi primul tău zbor cu avionul versus cum e de fapt? Ne-am făcut și eu un crash în sfârșit, ieri e nouul meu crash. Oșilor, nu prea fi mergi la ore, dar asta e pentru că de obicei mi-e prea somn, dar acum sunt nevoit ca să vă explic așa situația în mare. Râți, cerare, frumos, m-am îndrăgostit de cerarea asta, boșilor. Puneți laptele primul sau cerare prime? Urmă a trecut ora 6:02, eu plec din Craiova către București pentru a lua avionul spre Timișoara. De ce? Seara asta am un bar al bobocilor la Timișoara, e primul meu bar de boboci, gen în care merg ca să cânt. O să fie foarte interesant pentru mine, abia aștept. Nu sunt așa vorbăresc de dimineață, nu știu ce să zic, adică... Și după 3 ore de mers cu trenul, din care 2:30 am dormit, ajungem în București. Hățul, hățos, Johnore, cum ar spune Dorian, am ajuns. E talentul meu să comand Uber înainte să pun piciorul în gară ca să nu stau să aștept. Acum Uber-ul mă așteaptă frumos, mă duc direct. Mai ales că n-am chiar tot timpul din lume, adică chiar trebuie să prindem totuși un avion, să nu uităm de ce am venit totuși în București. Dintre toți oamenii din toate zonele Bucureștiului, oamenii din gara de nord, uite cel mai ciudat la tine când faci vlog. Boșilor, am așa o presimțire care chiar sper să nu fie adevărată, deci chiar nu-mi doresc chestia asta absolut deloc. Am așa impresia că avionul ăsta care merge la Timișoara, un tarom, s-ar putea să fie avion de aia cu erice, care este oribil. Adică am mers cu un avion din ăla la ea și mi s-a făcut mega greață la aterizare și nu e ok, pur și simplu nu e ok. Deci sper să fie un avion ca lumea, pentru că dacă e avion de aia cu erice, nu știu, rămâne de văzut. Vă o să vă distrați probabil când ajung acolo și o să văd acolo o rabră de avion cu erice de la tarom, dar nu o să fie funny pentru mine, deci... Ei, și ne îndreptăm cu pași încerți spre Timișoara. Băi, vă întrebați, bă, Sherry, nu era mai logic să pleci direct la Craiova la Timișoara? Bă, nu era, faci mai puțin timp dacă te duci 3 ore jumate cu trenul la București și după aia te duci la Timișoara, cel puțin așa am calculat eu. Dar din nou, toată chestia asta merită doar dacă nu este avion din ăla cu erice, deci dacă e avion de la cu erice, nu. Am trecut și de filtrul de securitate, boșilor, și acum mergem la poarta de îmbarcare ca să ne îmbarcăm. Deci, practic, turul aeroportului cu Sherry, dacă aveți vreun dubiu. Mamă, ce liniște, eu mă așteptam să fie gărăgie, să nu mă aud, dar... Wow, e foarte liniște la ora asta, de ce așa liniște? Sunt foarte puțini oameni aici, John. Sunt foarte puțini oameni aici, bine, mai e o oră jumate până când pleacă avionul, dar super, super liniște, mă simt prost că vorbesc. Dar pe de altă parte, tocmai am trecut random pe un bradon și freaca de disc aici în aeroport de la paraziții. Update, acum a venit și Cheru. Și sunt toți îmbrăcați exact așa cum v-ați aștepta, un bradon în camo, Cheru tot în camo. Un mic update, băieți, aici în aeroport a venit și Dan Puric, foarte renumit, dacă știți pe Dan Puric. Nu știu ce se întâmplă astăzi, că sunt foarte mulți oameni cunoscuți de această zonă a aeroportului Otopeni. O să vomit. Mă pregătesc psihic pentru acest zbor pe un avion pe erice, de-a dreptul, superb. Am aterizat, am urechile foarte fundate. Băi, n-a fost atât de rău cum așteptam eu cu avionul ăsta cu erice. Eu am amintirea mea de la Iași, care chiar a fost oribil. Dar tot te simți așa ca într-o cutie de chibrituri în puii mei. E un avion atât de mic și n-ai loc de nimic. M-au luat băieții de la aeroport frumos cu barul. Este barul bobocilor de la liceu Grigore Moisir. Hai că am nimerit. Boșilor, suntem în Timișoara, de fapt stai, suntem în Timișoara teoretic. Acum intrăm în Timișoara, n-am mai fost în Timișoara de vreo 2 ani de zile din ce țin eu minte. Dar în seara asta o să fie mare bahau, să am înțeles că sunt... Cât? 1500? Da. Pentru prima oară un bar 1500 de oameni e mult mai mult decât în anii precedenți, din ce am înțeles. O să fie mega atmosferă de seară cu mine și cu Rino Gordon, care sperăm să ajungă, pentru că el vine cu Duba și probabil că o să fie. Să ajungi, Rino, ok? Să nu mă dezamăgești. M-am cazat Danadi să mă bucur de cazarea asta, care chiar e frumoasă, pentru că mă dor amor să mă văd cu oase mădărini, un tovarăș care nu m-a mai văzut de, cred că un an jumate, deci chiar atât cum o timp de când nu ne-am mai văzut ase. Pornim către Iulius! Ce zici, boiule? De când te-am mai văzut? Salut, eu sunt Tase.
Vrei să intri într-un vlog? Băi, ce cadre faine tragem de aici, ești proast? Bă, și eu suntem pe acoperișul lui Iurius. Nu mai râdeți, mă, Burancilo. Suntem pe acoperișul lui Iurius și țin minte că fix acum 2 ani, adică aproximativ acum 2 ani, eram tot aici și făceam un vlog tot de pe acoperișul ăsta. Aș vrea să locuiesc aici, dar totuși o să merg în București. Merg în București pentru că acolo sunt mai mulți oameni, sunt mai multe evenimente și e cumva centru chestiilor de genul vlogging. O să râd. Wow! Next level, e rândul tău, same. Oh, ai ceva, boss, ai ceva. Same pe parcurieri, aia la prana. Și eu, da, eu nu. Ce faci, same? Bine, tu? Ori the same, you know? Am mâncat, suntem cu Same în mașină, ne întoarcem spre hotel. Pare că întrebarea de pe buzele voastre este: dar unde e Rino? Rino vine cu dubița. O să ajungă gen direct la bar pentru că vine cu dubița. Și probabil o să și întârzie, după cum îl știm noi pe Rino, că întârzie, adică, da. Dacă vreți să vedeți pe Rino, vă așteptați până se face seară, boșilor. 2 hours later. FaceTime Rino Gordon. Mi s-a stricat microfonul de iPhone, de-aia vorbesc ca un retardat. O oră. Permiteți să mă pun pe YouTube? Am ajuns, boșilor, la masă. Rino întârzie, ca de obicei, suntem aici cu organizatorii. Și o să stăm aici la restaurant, pentru că la club am înțeles că e nebunie, sunt 1500 de oameni, probabil o să fie mare, mare show. Dar până să fie acel mare, mare show, trebuie să ajungă Rino. Na, el ajunge direct la club, vă dați seama că nu mai stă să se cazeze. Păi mai cam și avion mâine, la 11.45. Ceva stresant, agravant, vă dați seama. După îndelunge așteptări, după foarte, foarte mult timp, Andra Ghinea, Greg Matias, Rino Gordon, Vicenzo și Puiu și Vicenzo, pe care mai găsim aici, da. Dimineața, boșilor, ce mă aștepta momentul al zilei, momentul caferei. Așa asta și-am scris ceva pentru proiectul ăla cu Nane de care vă ziceam. Și acum sunt pe jumătate în viață aici. Și ți-ai luat de asta mic, așa. Și tu, ia uite. Așa se face, ia uite astea mici, așa. Plăcerea e. Ok, pentru că a fost avion din ăsta mare, n-a fost avion de la micul Erice, dar au fost niște turbulențe la un moment dat. Bine, eu am făcut montajul ăla dramatic la început, acum full disclosure, doar pentru că am tras niște cadre care mi se păreau că s-ar potrivi foarte tare cu un montaj de genul super dramatic, super like emergency style, dar realitatea n-a fost așa. Bra, nu mai contează, bossul. Ideea e că m-am văzut cu Gami și după aia am fost la Mimi, unde Gami a filmat niște videouri și atât.
Mamă, John Pro, ce facem, Gami? S-a pus ploaia, dar uitați cum se vede cerul acolo. Dar ăsta e Gami, ea e Mimi, ea e Diana și tot m-au filmat vlogul și nu am memorie pe care și trebuie să închid aici, vă pup!